Duminică, forțele de ordine vor păzi 92 de secții de votare de pe raza județului. Duminică 22 noiembrie, românii sunt așteptați la urne pentru a-și exprima votul. Jandarmii bistrițeni se vor afla la datorie pentru a păzi secțiile de votare de pe raza județului conform atribuțiilor legale. De asemenea, va fi asigurată o rezervă de intervenție în vederea restabilirii ordinii publice, în cazul în care aceasta va fi tulburată atât pe timpul campaniei, cât și în ziua alegerilor. În ziua alegerilor, un număr de 190 de jandarmi vor asigura măsurile de pază la secțiile de votare de pe raza județului, celelalte secții de votare fiind păzite de reprezentanți ai poliției și ai inspectoratului pentru situații de urgență Bistrița-Năsăud. De asemenea, la alegeri, jandarmii au ca misiune paza tipografiei unde sunt depozitate buletinele de vot până la transportarea lor către primării și către secțiile de votare. De asemenea, jandarmii vor mai asigura paza transportului buletinelor de vot către primării, iar ulterior a transportului către secțiile de votare din județ. De asemenea, vor mai asigura paza transportului buletinelor de vot de la secțiile votare ulterior scrutinului către sala polivalentă, unde vor fi centralizate toate buletinele de vot, iar pe toată perioada alegerilor jandarmii vor fi constituiți și într-o rezervă de intervenție pentru a putea interveni prompt în cazul în care în unele zone va fi tulburată liniștea publică pe perioada scrutinului. La nivelul județului sunt organizate 375 de secții de votare, din care 313 permanente și 62 speciale. Bistrița Folk 2009 debutează mâine de la ora 18. Bistrițenii sunt invitați la Centrul Cultural Municipal pentru un spectacol cum rar pot vedea. Festivalul Concurs pentru Tineret este rezervat creatorilor și interpreților de muzică folk cu vârstă până la 35 de ani și își propune descoperirea, lansarea și mediatizarea unor autentice valori ale genului și popularizarea creației lor. Mâine seară, festivalul va fi deschis de către clujeanul Mihai Călian, câștigătorul ediției de anul trecut. Prima seară îi va aduce pe scenă pe Narcisa Suciu Poiesis, Raul Cârstia și Constantin Neculae, Vasile Șeicaru, Florin Săsărman și Vali Șerban. În cea de-a doua seară, iubitorii de folk vor avea parte de o surpriză foarte plăcută, invitată de onoare fiind Adriana Auș, venită special din Statele Unite ale Americii pentru acest recital. Vor mai susține recitaluri Ducu Berții și Mihai Neniță, Mircea Vintilă, Adrian Ivan Țichi, grupul Ecoul și Paul Gogancea. Biletele de intrare la festival costă 10 lei și pot fi achiziționate de la Casa de Bilete a Centrului Cultural Municipal Bistrița. Săptămâna viitoare, Bistrița va fi gazda celei de-a cincea ediție a Festivalului de Teatru Profesionist Liviu Rebreanu. Ca în fiecare an, evenimentul va avea loc la Centrul Cultural Municipal George Coșbuc. Vor urca pe scenă trupe din Târgu Mureș, Oradea, Iași, Cluj-Napoca și nu numai. Printre oaspeții de seamă evenimentului se numără celebri actori Florin Piersic și Dorel Bișan. Slugă la doi stăpâni, Albă ca zăpada și Dacă aș fi rege sunt doar câteva dintre piesele de teatru pe care bistrițenii le vor putea vedea în cele 5 zile de festival. Deschiderea evenimentului va avea loc luni seara de la ora 17. Miercuri și joi, Florin Piersic și Dorel Vișan vor susține câte un recital. Organizatorii speră ca ediția din acest an să fie una foarte reușită, având în vedere că toate cele 400 de bilete puse în vânzare au fost epuizate. Începând cu data de 23 noiembrie până în 27, ziua marului nostru prozator și om de teatru, vom avea posibilitatea ca aici la Bistrița să luăm pulsul artei dramatice la nivel de țară. O serie de teatre au răspuns cu mobilitate invitației noastre, de la Teatrul Național Cluj, la Teatrul Național Târgu Mureș sau Teatrul Național Alexandrii din Iași. La fel, teatre consacrate, cum este cel de la Bacău, de la Turda, de la Oradea, Baia Mare, Satu Mare, vor veni la Bistrița în cadrul acestui festival Liviu Rebreanu. Sunt spectacole cu piese de teatru deosebit de interesante și genuri diferite, de la genul clasic până la genul contemporan, la ceea ce se întâmplă zilnic pe străzile României. Spectacole care vin să sau încearcă să sensibilizeze publicul prin ceea ce înseamnă arta teatrului frumosul și ceea ce înseamnă clasicul teatrului, dar și prin ceea ce este teatrul contemporan astăzi. În altă ordine de idei, spectatorii bistrițieni vor avea posibilitatea să participe la o serie de lansări de carte. Numai puțin de 12 edituri vor avea lansări la Bistrița. Fiecare din cele 12 edituri va avea câte o zi în care își vor prezenta lucrările din acest an 2009, dar și din ultima parte a anului 2008.
gânduri pentru ceea ce înseamnă anul 2010. Vor fi expoziții de afișe de teatru, vor fi de asemenea expoziții de caricaturi cu oameni de teatru. Va fi o seară specială actori, scriitori, actori invitați și scriitori bistrițeni, desfășurată sub tutela scriitorilor bistrițeni, conexiunea instituției noastre. Și, nu în ultimul rând, vor fi prezenți doi dintre îndrăgiții actori ai României, poate dintre cei mai mari, mă gândesc la Dorel Vișan și Florin Piersic, care vor susține câte un recital în această săptămână de manifestare culturală complexă. Ceea ce ne bucură este că până în acest moment tot ceea ce se numește bilet de intrare sau abonament s-a epuizat. Suntem așadar în faza în care vom juca cu casele închise, așa cum se spune în teatru. Bucuria este de partea noastră, fiindcă au fost foarte multe solicitări de bilete de teatru din partea tinerilor, ceea ce înseamnă că încet teatru se apropie de tinere și tinerete de teatru. Am mai renunțat, poate mulți dintre tineri, la ceea ce înseamnă manele sau alte genuri. Mă rog, nu vreau să fac critică altor genuri acum, dar teatrul este ceva cu totul deosebit și cine nu iubește teatru, îndrăznesc să spun că nu poate să iubească cultura. Evenimentul este însoțit de lansarea unei reviste care prezintă în 36 de pagini întreg programul Festivalului Național de Teatru, precum și interviuri cu persoanele care s-au implicat în acest demers cultural. Am pregătit și urmează să fie lansată într-una din zilele festivalului, poate chiar în prima zi, o ediție specială a revistei Conexiuni, pe care chiar îndrăznesc să vă o prezint. Este o ediție deosebită, care vorbește despre toate trupele de teatru prezente în festival, despre toți actorii, despre expozițiile și manifestările care au loc în această săptămână culturală deosebită Liviu Răbreanu. Vă invit cu drag să vă procurați și această revistă. Veți rămâne cu o amintire plăcută, fiindcă pe lângă grafica deosebită realizată la editura Corona, are o substanță deosebită din punct de vedere a ceea ce înseamnă teatru. Așadar, dați-mi voie să vă spun tuturor celor care ne urmăriți acum la ASTV, gong, teatrul începe luni. Miercuri, un moment important pentru admiratorii maestrului Florin Piersic, va fi lansarea CD-ului Hoinărind printre amintiri. Sărbătoare la Liceul de Arte Corneliu Baba. Mâine se împlinesc 11 ani de activitate a Unității Școlare Bistrițene. Pentru o zi specială, elevii și profesorii au pregătit un program special. Festivitatea va începe la prânz în curtea liceului. Apoi cadrele didactice și elevii se vor muta la atelierele de creație de lângă Sugălete. Programul cuprinde colaborări muzical-artistice, expoziții de pictură, ateliere de ceramică și un set de dialoguri plastice venite să întărească legăturile dintre profesori, părinți și elevi. Liceenii vor participa chiar și la un concurs de artă culinară. Liceul de Arte Plastice Corneliu Baba împlinește în acest an 11 ani de activitate. Anul trecut, când am împlinit o sumă mai rotundă, 10 ani, am debutat cu zilele liceului în preajma zilei de 17 noiembrie, pornind de la ziua de naștere a patronului spiritual al liceului nostru, Corneliu Baba, și am continuat și acest an și ne dorim să continuăm și în anii următori ca în preajma acestei date să organizăm evenimente care să marcheze într-un fel activitatea care se desfășoară în instituția noastră. Practic, de vineri, de la sfârșitul activității efectiv didactice, ne propunem lansarea unei deschideri oficiale pentru zilele liceului, care vor debuta cu firul artelor sau oraș în culoare, am spus noi, adică derularea unui sul de hârtie de la imobilul de pe Dornei numărul 1, acolo unde avem atelierele de artă plastică, pe sub Sugălete, prin piața centrală, strada Gheorghe Șincai și până la liceul sau sediul liceului nostru din Independenței de la numărul 35, pe care elevii liceului nostru vor interveni din punct de vedere plastic și sigur vor invita și trecătorii sau cei care vor dori să se implice până la urmă să dea o pată de culoare orașului nostru și centrului istoric al Bistriței. Este o intervenție cu impact, spunem noi, care a prins bine și a avut un impact pozitiv și anul trecut și care va continua după aceea și în incinta liceului și în spațiul de la Turnul Dogarilor, unde vor fi organizate expoziții și întâlniri cu publicul bistrițean, cu lucrări ale elevilor noștri și elevii ale celorlalte școli generale din oraș, așa cum a fost concursul Orașul meu, cu o temă care a fost sugerată tuturor școlilor generale din Bistrița, inclusiv celor de la
Liceul de Artă Plastică și astfel împreună încercăm să oferim până la urmă o imagine prin